fiind vară, iulie, m-am gândit să vorbim despre personaje. Știți? Personaje, oameni din Bucureștiul care a fost, numai bune pentru a fi luate și puse într-o proză amplă. Astăzi vorbim despre Zaharia, străinul. E vorba despre un tip care vine în București pe la 1780 și ceva și își închiriază un teren. Aici trebuie să vă spun că străinii nu puteau să-și cumpere ceva, ci trebuiau să se mulțumească doar cu închiriat. Iar Zaharia, străinul, își închiriază, atenție, o bucată de teren de la un anume Dragnea, care era un dascăl grec destul de vestit în epocă. De aici, am zis eu, trebuie să fi fost grec străinul ăsta sau cum știa grecește. Venea din Imperiu, venea de la Stambul și era însoțit de doi sclavi. Și ei foarte interesanți. Un puști de 5 ani, pe nume Stoian, și mama lui, care știți, fiind femeie, n-are nume ca de obicei. Își face acest străin o coșmelie pe locul pe care l-a închiriat, o casă modestă cu două camere și cu o chicinetă la intrare unde deschide prăvălie. Și cam asta făceau toți străinii. Ce poți să faci când te duci undeva și nu știi cum merge treaba, n-ai bani? Faci o prăvălie, o prăvălie de curele, atenție. Vindea curele de toate felurile. Curele subțiri, curele mai groase pentru a fi legate bagajele care se puneau deasupra pe poștalion, curele pentru mâini, pentru picioare, pentru câini, pentru pisici, curele subțiri cu care se lega de pildă gura unei butii peste care se punea acolo o pânză sau chiar tot piele și dejun împrejur, să te dea așa o mânună de piele subțire. Vindea pungi, vindea baier, vindea și retturi de tot felul și aici iarăși trebuie să vă spun că multe haine se închideau cu șireturi, cu, în fine, tot felul de șireturi totdeauna de piele, cu tot felul de podoabe pe ele, care aduceau un plus de valoare, de eleganță, mai ales pentru pieptare. Dar, pentru că am ajuns aici, să știți că vindea și năsturei. Năsturei îmbrăcați în cârpe, în piele, în ceva. Deci, tot felul de lucrușoare care i-au făcut viața bună și ani au trecut, unul după altul, 15 ani. Și după 15 ani, într-o zi, ca de obicei Isaac Ralet, pe care îl știm discuțiile noastre anterioare, vine să constate un fapt dramatic. Zaharia, străinul, e mort. A murit în casă, singur, și în mod absolut suspect, în jurul lui nu există lucruri, nu există nimic de inventariat. Și iarăși trebuie să facem o paranteză. Când cineva murea și n-avea testament, n-avea copii, n-avea urmași, n-avea pe nimeni, toată averea lui trecea la visteria statului, la biserică, la cutia milei. Deci exista o sumă de oameni care își luau și ei acolo o parte și era o bucurie pentru funcționari când murea cineva în halul ăsta, în felul ăsta. Și așa se întâmplă și acum. Vin vreo 3-4 inspectori care îl însoțesc pe Isaac, dar ghinion, casa e goală, iar în prăvălioara care stătea să cadă, nici măcar dejgheaua nu rămăsese. O haină veche cu gulerul putrezit și câteva curele de pe vremuri din ceea ce vânduse cândva. Chiar și astea trebuiau, bineînțeles, inventariate și vândute. Astea erau regulile. Și după ce fac asta, după ce cheamă tălarii, după ce vând cele 3-4 curele, ajung la suma infimă de 3 taleri, ceea ce era foarte grav, pentru că plecaseră atâția de la cancelaria domnească și se așteptau să se aleagă și ei cu ceva, plus că ăștia 3 taleri nu puteau fi puși în buzunar pur și simplu, ci era nevoie de hârțoage, tot felul de alte hârtii făcute, de o muncă în plus pentru 3 taleri. Și tocmai când erau într-o dilemă ce să facă cu talerii respectivi, apare un puști, așa este și spune. Un tânăr foarte firav, foarte plăpând, care susține că are 20 de ani, ceea ce nu prea arăta, și mai mult decât atât, e un om onorabil
că este cojocar, are meserie și are chiar clientelă în București. Acest prăpădit de vizitator era fostul sclav Micuț Stoian. Vedeți, a început vântul, pentru că de aici începe și poezia, de aici începe, de fapt, povestea adevărată. Acest Stoian ia asupra lui toate cheltuielile casei și hotărăște să se ocupe 3 ani de pomeni, de parastase, adică de lucrurile alea care puteau să bage la pușcăria datornicilor pe un biet om. V-am mai spus și cu altă ocazie. Deci e de mirare faptul că acest Stoian își asumă o astfel de datorie. Ceea ce vrea el este să devină moștenitorul legal al celor câteva joarse rămase acolo și, în schimb, se va ocupa de totul, va plăti toate taxele, va plăti pomenile timp de 3 ani. Ceea ce, în fine, toți inspectorii consideră că este un noroc, iar numele acestui băiat, acestui puști, este Stoian, el este fostul sclav pe care pretinde că Zaharia străinul a crescut exact ca pe un fiu și a făcut rost de o meserie bună de cojocar. Asta este povestea până aici, mă rog, s-ar fi încheiat totul, deci avem de-a face cu 2 personaje și chiar avem de-a face cu respectul unui om tânăr față de cel care l-a crescut. Aproape că astăzi e anacronică o astfel de temă. Dar povestea trebuie urmărită din altă parte. Din acest moment trebuie să mergem în timp și să ne-l imaginăm pe Zaharia străinul tânăr, pe când era la Stambul, cocoțat pe capra unei căruțe, desigur, vânzând tot piele, că altceva nu știa, tot purele. Stambul, cândva jumătatea secolului XVIII, oameni colorați, șalvari de mătase și cai care merg la pas eleganți cu picioare subțiri, căldură, căldură mare ca și acum și, bineînțeles, respirația parfumată a bosforului, plus Zaharia, care pe atunci nu era străinul, cocoțat pe capra unei căruțe. Dinspre port venea o coloană cu sclavi, mă rog, sclavi cocoșați, femei care stătuseră sub puntea vaporului nu știu cât, bărbați încruntați, lanțuri care zorne, nu, la Stambul deja nici mai avea unde să fugă, nici măcar nu-i legase. Iar între acești sclavi se află, desigur, un puști de 5 ani și mama lui. Iar acest Zaharia, care cunoștea bine Stambulul, care călcase pe toate străzile, care, în fine, experimentase lucruri și dansase noaptea pe plajă, dintr-o dată se simte legat de chipul acelei femei. Nu puteai să furi pur și simplu o sclavă, nu puteai să o cumperi, mai ales la banii pe care avea acest Zaharia. Totuși, uneori există momente de astea când îți vine să faci o nebunie, să ieși din viața ta anodină și asta îi se întâmplă și lui Zaharia. Nu vă mai spun amănuntele care sunt de telenovelă, ci am să vă spun doar că într-o noapte reușește să-i scoată pe cei doi de unde băgaseră negustorii de sclavi și înainte de a ajunge la piață, înainte de a fi vânduți, înainte de a fi catalogați, îi urcă în căruța lui mică și ia drumul prin Balcani. N-avea niciun plan, nu știa unde să ajungă, dar cum se întâmpla pe vremea aia, toți oamenii, toți sugarii, mă rog, cu ceva minte, cu ceva glagorie, ajungeau până la urmă la București. Și asta se întâmplă și cu Zaharia, de aici știți mai departe. Însă ceea ce nu știți este că în Iureșul respectiv, fugind, răpind practic 2 sclavi, el mai pune mâna încă pe ceva, pe o cutie cu galben. Asta este ceea ce căuta Stoian, care desigur devenind moștenitorul binefăcătorului său, cunoștea și acest secret, îngropat
în casa făcută pe terenul lui Dragnea. Vedeți, sunt nume rezistente uneori. Cam asta este povestea lui Zaharia Străinu. O poveste care presupune destin, aventură și mai ales o comoară. La revedere pe joia viitoare!